Managerul din ultimele zile a scos 10 de oameni din case, iar o bună parte s-a îndreptat spre lacurile înghețate. În timp ce unii au mers la pescuit, alții au patinat fără a realiza pericolul la care se expun. De dimineață, lacul din comuna Grătiești, din municipiul Chișinău, era împânzit de 10 de pescari. Noi venim când o săptămână țin minus 6 până la 90 grade. Uh-huh. Săptămână și până spate venim pe gheață. Mai devreme nu. Are vă 20 cm? 17 cm. 17 cm. Încă e pre. Noi am 6 într-o 3 cm. Și nu, dacă suntem ușurei. Dar nu vă temeți? Nu. E nu o plăcere pentru asta. Dar e că nu vă este frică pe gheață. Nu, că e groasă. Are 10 cm, mai mult. Din tăi încercăm la mal, cum îi vedem. Grosăm așa până ne suim, dar așa e periculos. Așa. Pe un alt lac înghețat, cel din parcul Valea Trandafirilor, mai mulți bărbați jucau hockey. Aceștia spun că stratul de gheață este gros și nu văd un pericol în distracția lor. La Chișinău nu avem nici măcar un teren care s-ar face și s-ar numi zalivnaia plășatcă. Vă săbrălis! Великолепно! Мы тут 30 лет. Мы тут собрались уже не первый раз в этом году. Не боимся? Не боимся. Тут 20 сантиметров лед. Великолепно. Свежий воздух. Ну, мы по выходным в основном собираемся. Суббота, воскресенье. Нас стараемся играть, так приобщать людей к зимним видам спорта, к здоровому образу жизни. Altul însă este tabloul din Parcul Valea Morilor din Capitale, unde lacul este înghețat doar pe alocuri. În schimb, am surprins 10 de rațe sălbatice și lebede bălăcindu-se în apă. Замечательно. В этом году очень много птиц, и очень приятно, что много людей приходят и кормят их. Замечательные лебеди, прекрасные птицы. Стараемся подкармливать, ведь зима, холодно. Не знаю. Это всегда приятно покормить птичек. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență susțin că, în pofida temperaturilor scăzute, oamenii ar trebui să fie prudenți atunci când calcă pe suprafețele lacurilor înghețate. În condiții de temperaturi oscilante, podul de gheață este subțire, iar aflarea mai multor persoane la distanțe mici, una față de alta, poate duce la spargerea acestuia și la prăbușirea oamenilor. Persoanele sunt îndemnate să evite bazinele acvatice care nu sunt dotate cu stații de salvare, deoarece în situații de risc aceștia ar putea rămâne neobservați. Potrivit IGSU, în Republica Moldova sunt peste 4200 de bazine acvatice, dintre care doar 19 sunt dotate cu stații de salvare, având doar scop de agrement.